Zi, Demiro. Bună seara! Și bine ați venit la ProPoLine cu probleme la geometrie și exerciții la algebra. Deci începem cu geometrie. Geometrie. Da. Problema 12 de la pagina 133. Să ne spunem și prietenilor noștri, cei care au câte o problemă, ne pot suna, că așa s-a și întâmplat la alte clase, la clasa a patra, la cincea. La cincea. Da? La cincea. Și la patra se poate întâmpla, cei care urmăresc lecția, ne bucurăm foarte tare când vin cu câte o problemă și noi să le putem rezolva. Este o bucurie imensă. Problema 12 de la 135. Problema 12 de la 135. Da. În ipoteză, ABCD paralelogram. ABCD paralelogram. M aparține lui AC. N aparține lui CB. N. N aparține lui CB. CB. P aparține lui DC. DC. Astfel încât, nu oricum, astfel încât, MN paralel cu AB. Paralel cu AB. Și MP paralel cu AD. Și MP paralel cu AD. În concluzie, să arătăm că CN supra CN CB CB plus DP supra DC este egal cu 1. Ce parte faceți? Deci ABCD în paralelogram. Așa, în paralelogram. Exactă clasă. Exactă. Facem un paralelogram. Este un paralelogram oarecare, adică fără dimensiune laturilor, nu avem nimic punctat. Deci A, B, C, D, paralelogram ABCD. M pe AC, N pe CB și P pe DC. Deci M pe AC. Mergem diagonale. A, C, da. M pe CB. Deci M este pe aici undeva. N pe aici. Și pe PDC. Da. PDC. Dar nu oricum. Așa încât MN paralel cu AB. MN paralel cu AB. Deci MN, uite așa luăm, paralel cu AB. Și aici e N. Corect. Și MP paralel cu AD. MP. MP. Deci P este aici. Paralel cu AD. Corect. Deci cere CN supra CB. CN supra CB. CB tot. Da. Plus DP supra DC. DP supra toate DC. Supra toate DC. Supra, supra DC. C. Da. Da. Să fie 1. Să arătăm că este 1. Păi, DKB. B aici este sau aici e la tine? DKB. Păi când ai zis DKB, mai duci în alt triunghi. Trebuie să-l desenezi. Ar fi... A, ducem D cu B. Încărcăm figura, nu e rău. Încărcăm degeaba. Hai să văd ce plană îți faci. Păi, eu am luat linia și am dus diagonalele și MN... Nu, dar de ce să duc pe D, B, că e în plus? Da, că eu am văzut la mijloc, domn profesor, de aia. Cum? O găsim mijlocul diagonalelor și acolo o luat pe mâia. Nu, la mijloc. Atunci ea deși într-o problemă figură. Deși într-o problemă particulară, Miruna. Uite, Miruna, eu l-am luat pe mâns special să nu fie la mijloc. Deci l-am luat un pic mai jos. Și atunci am dus paralel la mână și l-am localizat cu pe mână de data asta și am dus MP și l-am localizat pe P. Deci, odată mișcându-se P, se mișcă și N-ul și P-ul. Da, într-unghiul DCA. DCA. Cum MP e paralel cu DA. Deci, între unghiul D, să ne facem
planul, da? Deci, da, da, da. În D, C, A, M, P, paralelă cu D, A. Rezultul din teorema lui Thales, că D, P, pe P, C, egal cu A, M, pe M, C. D, P. Pe D, C. P, C. D, P, pe D, C. Pe D, C, pe toate D, C. Da, egal cu A, M, pe A, C. A, M, supra A, C. Și nu avem D, nu avem pe D, pe P, de ce? Da, avem. Avem D, P, pe toată latura, da, egal cu A, M, supra A, C, da? Da, în triunghiul. Încă o dată. Deci, triunghiul A, D, C, avem M, P, paralelă cu A, D, și de aici rezultă, prin teorema lui Thales, că D, P, supra D, P, supra D, C, deci asta de jos supra toată, da, este egală cu A, M, supra M, C. Supra A, C. Supra A, C, supra da, toată. Da. Deci să scriem chestia asta. Și te-ai legat foarte bine de, de P supra de ce? Da. Ți-ai construit asta, da? Deci în triunghiul. Demonstrația aici. În triunghiul A, D, C. Avem. P, M. În triunghiul A, D, C. Și de sub adăugăm că P, M. Paralel cu D, A, D. Cu A, D. Și atunci rezultă din cele două că? Rezultă că D, P supra D, C. D, P supra D, C. Este egal cu A, M supra A, C. A, M supra A, C. Foarte bine. În triunghiul A, C, B. În triunghiul A, C, B. Avem... avem M paralel cu A, B. M paralel cu A, B. Și rezultă conform teoremei lui Thales. Da. Că C, N, nu, B, N supra B, C, C, N, C, N supra C, B, asta îți trebuie, da? Da. C, N, N supra N, B. Supra N, B. C, N, supra N, B. Supra N, B. Este egal cu C, M, supra M, A. Supra C, A. Deci C, N, am spus C, N, supra N, B, egal cu C, M, supra A, C, A. Supra A, C? Da, dar nu, ne trebuie C, N, supra C, B. Egal cu A, M, supra A, C. C, N, supra C, B. Supra toată. C, N, supra C, B. C, B. Tu mi-ai spus N, B. C, B. Egal cu... C, N, supra C, B, egal cu... Egal cu A, M, supra A, C. Egal cu A, C, egal cu M, C, supra A, C. Așa, M, da. C, supra A, C. Da. Deci partea asta de sus, supra toată, egal cu partea de sus, toată. Supra toată C. Deci egal cu M, M, C. Supra A, C. De acord, tot ăla. Da. A, C. Și acum avem C, N, supra C, B, acum cu D, P, supra de ce? Dacă acum le adunăm. Tragem linii și le adunăm. Da. Membru cu membru. Ăla din stânga și egal cu ăla din stânga. Am în supra C. Deci D în P supra de ce? Adică mă interesează. D P supra de ce? Plus C N supra C B. Da. Adică, adică egal cu am în supra C. Nu, e adevărat. Am în supra C de îndreapta. Plus M C supra A. M, C, totul supra A, C. Fiindcă aici este același numitor. Și A, C pe A, C. Și este numitorul A, C. Supra A, C. Și atunci vine A, M, plus M, C, face A, C. Și egal cu 1. Exact așa am făcut un model în clasă. Da? Aproape era el, da. Da, deci ce a fost aici important? Hai să, să vedem. Teorema ta asumează probleme, da? Foarte fain. Paralelismul acela. Și eu m-am uitat. Am nevoie de C, N, supra C, B. C, N, C, N, C, N supra C, B, opa, egal cu C, M, supra C, A. Egal cu C, M, nu cu A, M. E C, M, supra C, A. Nu, dar m-am căcat ca să am aceeași chestie acolo, dar pentru nu, că prima dată eu așa am zis C, N, supra B, C, egal cu M, C, supra A, C, că am văzut că la mea că ai zis C, N, C, N supra C, B, C, B, da. Da, egal cu M, C, supra C. M, da. Supra C. Da, da. Așa, dar nu... Am, nu am în supra exact. C. Da, 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 nu am în supra C. Da, da, s-a greșit, revenim. Dar tu ai înțeles mai clar.
Și ai fi putut continua egal cu mn supra m. Ai fi putut continua că aici au zis cn, da, latura triunghiului de sus. Supra toată. Supra tot triunghiul cm. Și acolo, egal cu cm supra toată și egal cu mn supra b. Ai fi putut continua aici. Numai aici. Când e laturile triunghiului de sus, pe latura, toată latura. Pe toate laturile triunghiului mare. Da. Deci laturile triunghiului mic pe laturile triunghiului mare continuă până la capăt. Și după ce duc, nu putem să iau m pe dâa și egal cu m pe dâa? În triunghiul de mai sus, când ai zis în triunghiul dâa, da, ce ai spus? După, atenție, după. Pe dâc. Pe dâc. Egal cu amu. Ai zis latura asta de jos, da? Egal a triunghiului. Da. Deci e partea de jos. Da. Nu-i latura triunghiului de sus. Nu-i ai zis CP supra CD. Ai zis DP supra DC. Aha, deci dacă e latura mai mare pe latura mai mică. Deci nu, laturile triunghiului de sus pe laturile triunghiului de jos. Mare. Deci a început cu cea mică. Dacă ai zis că DP, DP nu mai este latura unui triunghi. Deci dacă făceam PC pe DC. PC pe DC și KM pe A, așa. Atunci era... Egal cu continuare cu PM supra AD. Înțeles? Da, deci latura mai mare pe latura mai mică. Așa, latura depende mai mare. Depinde cum îl iei. Și poți fi și latura mai mică pe latura mai mare. Sau tu ai atunci și lucru? Sigur că da, dar nu e valoarea raportului. Nu e valoarea raportului, că sunt mai inversă raportului. Una este 1 pe 2 ca valoare și alta este inversul 2 pe 1. Deci valoarea raportului, el dat, poate fi 1 pe 2 când iei laturile triunghiului mic pe alea mari. Mm-hmm. Și când întorci alea mari pe alea mic, și poți să fii... Și nu dă pe DA? Care e? Una a doua variantă? Îmi dă? Nu. AD pe MP. Că întoarcem tot. Tot cirul de raporte. Deci mă miruna. Înțeles. Ce pe... Da, scrie pentru toți cei care ne privesc. Deci ce pe supra... Deci... Practic, Miruna, în varianta fiul triunghiul care PCM, PCM, pe triunghiul CDP, CDA, triunghiul CDA, așa am hotărât. Și atunci rezultă CP supra tot CD egal cu CM, adică laturile triunghiului mic, nu, PCM, CM supra CA și egal mai departe cu MP, a treia latură, MP supra AD. Dar tot atât de bine dacă le întorc, apare CD supra PC egal cu CA supra CM și egal cu AD supra MP. Vezi? Deci, se întorc rapoartele, valoarea raportului este alta, altul de data asta, față de valoarea raportului de aici. Dar ei sunt tot același șir de rapoarte, da, întoarse. Bun. Bun. Dar vreau să te luați tabla sau nu? Da. Ștergem tabla întâi. Și facem tabla și facem a doua problemă, nu? Da, da, da. Câte sunt? Trei? Nu, asta e ultima. Foarte bine. În triunghiul ABC, BD este bisectoarea unghiului. Asta înseamnă că ați zis voi că ați învățat teorema bisectoare, da, ceva. Da. Noi nu. Teorema bisectoare e D asupra DC. Nu mecanic, nu mecanic. Eu pot să zic D asupra DC. Eu nu știu. Cine e D, cine e? Ai cartea de supra DC, ceva făcut. Dar trebuie să știi sigur, mami. Păi da, dacă am desen... Teorema bisectoare. Într-un triunghi, bisectoarea unui unghi determină pe latura opusă unghiului două segmente proporționale cu laturile unghiului. Da, mai rămâne. Păi asta e teorema bisectoare. E nu. Da. Într-un da, triunghi, bisectoarea unghiului. Hai să spunem că noi știam doar atât. Că într-un triunghi, bisectoarea împarte unghiul în două unghiuri congruente. Corect. Acum, ce surpriză mare, căpătăm o informație spectaculoasă în legătură cu felul în care bisectoarea împarte latura opusă. Dacă o prelungești, ea taie într-un punct acolo. Pe BC, pe BC, pe BC, da, dacă e din anul sau, da, da. Într-un punct. Împarte segmentul BC în segmente, două bucăți, e care sunt proporționale cu latura care formează unghiul. Adică BD supra AB egal cu DC supra AC. Sau BD supra DC, BD supra DC.
egal cu AB fără AC. Nu, nu, înțelegem teorema. Poate o să demonstrăm. Nu vrei să demonstrezi? Triunghiuri asemenea. O demonstrat tot? O făcut-o și asta, triunghiuri asemenea, teorema fundamentală a asemănării. Nu, nu, nu. Numai a bisectoare. Era bisectoare. Miruna, hai să încercăm. Deci, în ipoteză, triunghiul ABC, oarecare. Problema mai întâi, mai întâi ne opun teorema bisectoare. A, așa facem acum? Da. Care zice așa? Dat fiind un triunghi la întâmplare, un triunghi aleatoriu. Hai, Tudor, să nu mai vieță. Triunghiul ABC. Pentru că Tudor nu are vieță asta, dacă vreau. Să mă înțeleagă și așa. Deci să dăm un triunghi aleatoriu. A, B, C. Teorema bisectoare, Tudor. Deci noi arătăm teorema bisectoare. Ducem bisectoarea. Ducem bisectoarea din A. Bisectoarea noi știam că împarte unghiul în două unghiuri congruente. Noi cu ochiul așa, acum, căutăm să o ducem cât mai... Și notăm cât mai aproape de adevăr. Uite așa, cam așa ar fi ea. Da, și notăm cu D, punctul în care o întâlnit-o. Deci știu că unghiul ăsta e cât ăsta. Și punctul D este ăsta la care... Parținul lui BC. Pe BC. D, B, pe D, C, egal cu... Ai zis D, B, pe D, C. A, B, supra C. Adică, vezi tu, latura mai mică determină segmentul CD da, mai sau mic. Latura mai mare a B, D, B mai mare. Sau C, D, pe D, B, egal cu A, C, supra B. Deci cât de supra D, B, egal cu A, C, supra B. Sau D, B, pe D, C, să spunem. Deci, teorema bisectoare spune așa, că bisectoarea parte latura opusă în două segmente care sunt proporționale cu laturile acestea, adică D, C, D, C, supra D, B, D, C, supra D, C, egal cu AC, adică ăsta mai mic, AC supra AB. Sau tot atât de bine, sau puteam să zicem DB supra DC, ca și cum am întoarce raportul ăsta. Da. DB supra DC, egal cu AB supra... Adică dacă luăm DB prima, o luăm și pe din laturile triunghi, dacă avem triunghi isoscel? Deci dacă în triunghi isoscel, ce se întâmplă? Dui la jumătate. Da. Dui la jumate, raportul laturii sunt egale și totul este perfect. Deci e unul raportul. Unu. Da? Și de aici, în cazul când triunghiul este isoscel, latura asta fiind egal cu asta și ce? D egal cu DB. Da, deci acolo aveam triunghi isoscel cumva? Unde? Aici nu, că e oarecare. Nu. În problema precedentă, când a dat raportul ăla 1. Nu. Acolo era o sumă de rapoarte. Deci acolo era suma două rapoarte. S-a mintit, a fost un parogram, a fost altă poveste. Da. Și DB supra AB egal cu DC supra AC? Și DB supra cât? AB. DB supra AB. AB, ba da, scrie așa, egal cu DC supra AC. Păi uite, hai să schimbăm mezi între ei. Da, da. Deci DB supra AB, deci de aici rezultă că DB supra AB. Asta e la proporție, mai știm. Da, da. Egal cu DC supra AC. Dacă o dă aici, la teoremă. Da, deci nu e teoremă, ci ea este o consecință a ceea ce știam noi, ca la proporții, să putem schimba mezi între ei, extremi între ei, putem să adunăm numărători între ei, numărători la numitori și... Deci știam tot felul de proporții, dar asta e de bază. Da. Când parte latura opusă în segmente proporționale cu latura. Dar poate fi AC supra AD. AC supra AD. AD este, poate fi egal cu AD supra AD, AB? AC. Dar nu, că nu avem o bisectoare între unghiul ACD. AC supra AD. AC supra AC supra AD. Supra AC.
Supra AD. N-avem o bisectoare. Păi AC supra AD. Păi nu intră AD-ul ca lungime, ci segmentele astea CD și DB. Deci fără AD. Dacă ducem bisectoarea, ar fi cea de zice el. Dacă ducem bisectoarea în ACD, e corect ce zicem, nu? Dacă ducem o bisectoare în triunghiul ACD, e corect ce zice. Ai văzut că... În ACD. De. Bisectoare de unde s-o duc? ACD. ACD de unde s-o duc? Bisectoarea de unde? Din A sau din ce? Din A. Păi ducem din A, parte în alt segment. Din CD în parte. Alt, alt două și apoi apare asta și pe AD. Deci, în nouă triunghi, se întâmplă chestia asta. Bun. Hai să o demonstrăm. Să o demonstrăm. Voi demonstra până la asta? Da. Înseamnă că știi. Eu deocamdată nu mai știu cât de cât asta e unghiul să-i congrui cu asta. Când duc o bisectoare, doar asta este. Și aveți, n-avem nimic? N-am nimic. N-am nicio latură, n-avem nimic. Și AD comună. Știu, știu pe Thales însă. Că dacă, a, visez acum, dacă aș avea un triunghi și ar apare o paralelă... Păi ducem paralela lui AC și să fie M pe AB. Pe unde? Pe D? Nu, da. AC paralel cu DM. Prin D să ducem o paralelă la AC, zicem. AC. Da. O pot duce, vă, îți dai zice seama. M. Și atunci M-ul ăsta care apare, Miruna, da. M-B supra M-A, C-D supra D-A, da. Nu-mi iese mie C-D supra D-B, are și... C-D supra D-B egal cu A, M, M supra M-B. Supra M-B, de acord cu asta. Dar n-a fructificat cu unghiul congruent. Eu doar atât am. Că unghiul de ce sunt congruente. Și nu fructific asta, nu fac problemă. Așa că mă gândesc, Miruna, să duc o paralelă la AD prin punctul C. Uite, așa să duc o paralelă. Așa să paralelă dusă prin C. La AD. Și mă spui pe AB. Și urmez, da. Supraunghiesc cu asta până întâlnești într-un punct, da. M. Și acum între unghiul M, B, acum da, iese. Între unghiul M, B, C. Avem AD paralel cu C, M. Și atunci unghiul ăsta... Și rezultă că B, D pe D, C egal cu AB pe AM. B, D pe B, D, D, supra D, C egal cu AB supra AM. B, supra M. AM. AM. Excelent. Și... Deci, deci, iată cum zic. Fie... Fie CM paralelă cu AD. La AD. Și M să fie pe AB. Și atunci, M, iar M intersectea, așa este paralelă. Sau nu putem să scrie M pe AB? Corect. Scriem că M, liniuță A, liniuță B. Adică e vorba de colinearitate. Și între unghiul M, B, C. Și atunci rezultă că între unghiul M, M, C. B, C, avem că... AD paralel cu C, M. AD paralelă cu C, M. Și rezultă prin teorema lui Thales, da. Că B, D pe D, C egal cu AB pe AM. B, D supra D, C. B, D supra D, C egal cu AB supra AM. AB supra AM. Și eu sunt foarte încântat că am B, D supra D, C. BD, unde scrie? BD supra DC. Adică invers. Eu deja aș putea să zic, deci rezultă ca să mă duc exact aici. Că DC supra DC. DC supra BD. Egal cu AM. AM, că se întoarce, da? Egal cu AM supra AB, da? Da. AB ăla am. Ah. AM ar trebui să fie egal cu AC. Dacă eu arăt că AM egal cu AC, e gata problema. Avem MC paralel cu AD. MC paralel cu AD, de acord. Da, secanta AC. Secanta AC. AC. Și rezultă că CAD... Două paralele tăie de o secantă. Rezultă că CAD e congruent. Unghiul ăsta e cât ăsta, da. Nu? Că altea în da. Da.
și avem AD paralel cu MC și restul cam este am ar fi, deci noi știm că AD e paralel cu MC. Da, simplificăm asta. Da, și sunt unghiurile alea și restul că B, A, D. Unghiul ăsta de aici, unul unu aici, da? Da, și restul că B, A, D. Și tot atât de bine. B, A, D cu A, M, C, ca corespondente. Asta e, 2 cu 2 de aici. Da. Că două paralele tăiate de secantă, așa se devin corespondente, da? Da, și avem B, A, D. Cum unul e congruent cu 2, înseamnă că unul congruent cu 2, înseamnă da. Că triunghiul... A, D, C, M, I, S, O, cer. D. Bă, la... Mâna că e sus cer. Adică AC este cât MB. Da. Tocmai asta îmi trebuie. AC cât MB. Și gata problema. Hai să luăm ușor. Deci, Tudore, avem că AD paralel cu MC. Secanta care? Secanta AC. AC deocamdată, da? Da. Două paralele tăiate de secantă. Secantă formează unghiul altern intern. Asta două. Okay. Adică A1 este cât C1, nu? C1, da. Să scriem și noi chestia asta. Deci, cum zicem, am spus aici, cum? AD paralelă, AD paralelă cu MC. Secantă AC. Și AC. Secantă. Secantă. Rezultă că din cele două rezultă că A1 A1 congruent cu unghiul C1, nu ca fiind alterne. Hai atuțu! Interne. Salut, v-am lăsat locul, hai! De onoare! Păi, asta înseamnă, măi, dacă n-ați auzit, înseamnă că ați fost concentrat la problemă. E de prima dată când eu remarc așa lucru, da? Deci, cum AD paralel cu MC? Hai să descriu și voi că ai înțeles și să... Formează și unghiul corespondent de congruente, nu? Adică? A2 e egal cu M2. A2 va fi egal cu M2, dar pe de altă parte și tot aici. Care secantă, nu problemă. Cu secanta care acum? Secanta AD. Nu, secanta MC, MB. Deci tot AD paralel. Tot astea două paralele. MC și deci luăm AD paralele cu MC. Dar MB, acum secanta, secanta MB. MB. MB secanta. Rezultă atunci că A2 congruent cu cine? Cu MB. Da? Și cum? Corespondente. Da, fi unghiuri corespondente. Da. Dar A1 cu A2 știm că e bisectoare. Dar A1 congruent cu A2 din faptul că bisectoare. AD bisectoare. Așa. AD bisectoare. Rezultă că C1 e cât? Deci rezultă că C1 este congruent cu M2. Și asta înseamnă că triunghiul MAC, triunghiul MAC isoscel. Și atunci rezultă că MAM congruent cu AC. Și terminată de problema, da? Mm-hmm. Și atunci, asta pot să pun acum. Și acum pot să spun în loc de AC, AM și gata U problema. U supra AB egal cu AC C supra AB. Și am demonstrat teorema bisectoare. Bun. Da, haideți să le luăm pentru ei, pentru că au venit acum. Să le luăm complet pentru ei. Adi, nu scrieți așa, că trebuie să mergem pe tablă, n-are nicio rost, sigur, nu? N-ai vorbit. Hai să înțelegi ce facem. Vreau să vă demonstrez, la clasa astăzi vi s-a făcut teorema bisectoare, da? Da, nu, data trecută. Și a spus așa, bisectoarea unui unghi, despre care știați voi când parte, bisectoarea împarte unghiul în două unghiuri congruente, acum încă o șmecherie tare, că bisectoarea unghiului împarte și latura opusă, pe BC, în două bucăți, două segmente, care sunt proporționale, adică CB supra BD, este cât AC supra B. Deci, iată că bucățica asta e mai mică față de asta, atunci, egal cu raportul latura mai mică AC
supra AB. Deci, bisectoarea unui unghi, în parte segment, în latura opusă, sunt două segmente proporționale, adică raportul lor, egal cu raportul laturilor. Deci raportul lor egal cu raportul laturilor. Știm cuvintea asta. Bisectoarea unui unghi, în parte latura opusă, în două segmente, proporționale, cu raportul laturilor care formează unghiul. Proporționale cu raportul laturilor care formează unghiul. Și vă rog să desenați și voi o figură. Deci desenăm o figură în unghi ABC. Întâmplare, uite cum am desenat de aici. Triunghi ABC. Da. Și un triunghi la întâmplare, da, azi. Și am dus din vârful A bisectoarea. Adică unghiul s-a părțit în două. Ar fi vrut să iei ca în varianta mea și un pic mai jos. Deci, triunghiul ABC un pic mai jos, pentru că o să apară o construcție. Așa, uite-te la cum am desenat eu aproximativ. Așa. Notăm cu ABC laturile. Ducem bisectoarea cu unghiul din A. Și notăm cu D locul unde a ajuns. Da. Și terminat spune că BD supra DC egal cu AB supra AC. Scriem. BD supra DC cum ai zis BD, că ai zonat aici cu B. Da. Eu aveam cu C. Mă te ajut cu C ca să meargă. Deci C în partea acela. Aici este CU și da. Și atunci zicem BD. Nu? BD supra DC AB supra C. Da. Dacă ziceai CD supra DB, adică invers, CD da, supra... era C supra AB. Asta am zis. Ei, ducem prin vârful C o paralelă la AD. Deci prin C am dus o paralelă la AB. Prin vârful C o paralelă la AD. Adică dacă e paralelă, vedeți și repede asta. E să fie rămână paralelă tot timpul. Da? Paralelă. Aceasta se întâlnește cu AB într-un punct, M. Așa, paralel, M aici. Șterge. Acum, clar că asta e paralel. Asta, că am să urmări multe greșe. Dacă poți să ștergi pe asta, ai pe ceva, șterge. Și vrem să demonstrăm teorema asta bisectoare. Noi am dus bisectoarea, doar știm deocamdată că unghiul A1 e cât A2. Da. Mă deci cu A1 și unghiul A2. Am notat aici.
da? Unul și al doi. Ce știi, Vlad? Că astea două sunt paralele. Da. Și să o privim pe acea ca secantă. Două drepte paralele. Pe aia de o secantă. Secantă formează unghiul de mintele. Deci, a unui cât aici? C1. Da? Și de asemenea, tot pentru cele două paralele, dacă privesc secanta MB, deci tot cele două paralele, cu secanta MB, cu secanta MB, deci două drepte paralele tăiate de o secantă, formează unghiul A2 cât M2. A2 cât M2. Unghiul corespondent. Nu? A2 și cu M2 sunt corespondente, da. De aceeași parte a secantei. Și cum A1 e cât A2 și M2 este cât M2 este cât A1. M2 cât A1. Cât C1. Și atunci triunghiul ăsta cum este? Când are două unghiuri egale. Isoscel. Și înseamnă că M AC este cât A M, nu? AC va fi cât A M. Hai să vedem. În triunghiul MCB, MCB, avem că AD e paralel cu MC. Și conform tare termenului, uitați, uite, în triunghiul MBC. Ia să zic, în triunghiul MBC. În triunghiul MBC. Hai să scriem din nou, ca să scriu la figură. Deci, în triunghiul MBC avem AD paralelul cu MC. AD paralel cu MC. Și atunci, conform teoriilor tale, se rezultă că dacă am două drepte paralele tăiate de două drepte paralele, te tai pe cele două în segmente proporționale și voi putea spune că DB supra DC. Deci rezultă DB supra DC, DB supra DC, egal cu DB, am zis, nu? DB supra DC, egal cu AB supra MA. Păi măi, dacă acestea sunt paralele, 8 cu 1, pardon, o paralelă, dusă la una din laturile triunghiului, BMC, le împarte pe celelalte două, adică pe MB și pe CB, în segmente proporționale. Adică DB supra DC egal cu AB supra AM. Uite, am zis DB supra DC egal cu AB supra AM. Și după aceea și am inversat, se poate inversa, nu? Da. De ce supra BD? Deci de rezultă și inversele. De ce supra BD? Egal cu AM supra AB. Și așa îngheață. Ce mai poți? El a venit și a plecat. Ce? Cosmin. De ce a plecat? A venit o dată seama și a plecat. Și-a plecat de bani? Deștept, dar poate și cumpără ceva. Așa este. Deci de ce supra de BD egal cu AM supra AB, da? Și plecăm deoparte. Și am zis mai departe. Cum AD paralel cu MC, hai să zicem, AD paralel cu MC și acei secantă. Deci cum AD e paralel cu MC și A, C secante, înseamnă că unghiul A1 e congruent cu unghiul C1 ca fiind alterne interne. A1 cu C1 ca fiind alterne interne. De acord? Da. De altă parte, cum AD din nou paralelă cu MC și de data asta secanta este MB, deci din nou luăm paralele AD cu MC, de pare că MC și MB secanta, adică asta e MB secanta,
unghiurile astea a 2 cu M2 devin unghiuri corespondente. Deci a 2 cu M2 ca fiind unghiuri corespondente. Însă mai am ca unui congruent cu a 2, a unui congruent cu a 2 din cauza calității bisectoare. Deci a 1 congruent înseamnă că dacă a 1 cu a 2 înseamnă că C1 cu M2. Deci de rezultă că C1 e egal cu congruent cu M2. Și dacă C1 e cât M2, ce fel de triunghi este EMAC? EMAC isoscel. EMAC este isoscel. De unde rezultă că AM este cât a C. Și dacă AM este cât a C, înseamnă că în loc de AM a de aici, ne întoarcem la raport. Cum de ce? Cum de ce era egal supra BD? Cum de ce supra DB? De ce supra DB? Egal cu AM supra AB. Iar de sub avem ca AM egal cu AC. AM egal cu AC. Din triunghiul AMC isoscel. Rezultă că tu îți permiți acum în loc de AM de aici, în loc de AM să pui cine? Pe a, AC. AC. Deci rezultă că acum DC supra BD, DC supra BD, egal cu AC supra AB. Tocmai ce trebuie să demonstrezi. Asta? Asta era teoria bisectoare. Uite, BD supra DC, egal cu AB supra AC. Supra AC. Deci, internată teorema bisectoare. Deci asta a fost demonstrația la teorema bisectoare. Am făcut-o la clasă și eu am reluat-o. Voi ați făcut-o la clasă. Da. Și vă demonstrat-o, domnul profesor. Și acum vă demonstrat-o și proponai. Deci o știți, gata. Cum aveți voi să mă... Să greșiți. Tu doar ștergi tabla? Da. O să șterg eu, să vedem problema care am. Da, mai avem problema. Și de voastră? Da. Mai avem o problemă. Da. Am o... Una am făcut-o. Cu atât. O să o revedeți pe aceea. O să o vădăm noi. Cu cea dinainte, vă ați lipsit. Deci una din probleme este făcută. Făcută și o reluați. Voi că nu mai vreau mult. Face o poză. Da, sigur. Aveți... Dar am făcut-o cum cât a fost? Cum? Nu l-am făcut-o. Asta e teorema 12. Aia a fost demonstrația... Demonstrație. La teorema bisectoare, care v-a predat-o domnul profesor la clasă. Asta e teorema bisectoare demonstrată. Și acum facem pe 13 și pe 12 o să o luați voi. Și o găsiți și pe Prof Online. Exact. Dați-l like și voi, voi știți cum se intrați la Prof Online cu adevărat? Cum ai intrat? Povestește. Scrieți pe Prof Online. Pe Google. Scrieți pe Google Prof Online. Da, și după aia apăs pe video matematică. Deci video matematică da. De acolo. Și voi de lecțiile. Și sunt 750 și ceva, da? Da. Și ultimele lecții sunt acolo. Și vă uitați la lecțiile acelea care spun la clasa 7-a. Da, știu. Da? Sunt lecții care spun dreptul pentru clasa 4-a. Corect, corect. Da. 5-a. La 7-a. Și ultimele lecții care va fi asta care o pun în seara asta. Și mâine, încolo, mâine poimă va fi rezolvat. Dar, domnul profesor, cam cât timp se postează pe pagina de... Într-o zi. După timp? Da, timp? Cam mâine. Cine a urmărit-o a văzut că într-o zi. Într-o zi. Singura greșeală dumneavoastră astăzi, n-am pus lecțiile de aseară. Deci, în două avut. Zi. Și acum, îi pun în seara asta, cam în două, adică toate lecțiile din cele două zi și mâine, probabil, noaptea deci, să se deci, problema 13, domnul profesor, triunghiul ABC. Nu uita de like și share. Da, așa. Triunghiul ABC. Da, unghiul ABC. BD este bisectoarea unghiului ABC. BD. Bisectoarea unghiului ABC. ABC. Adică bisectoarea din vârful B. Cu D aparținând la AC. Cu virgulă D aparținând la AC. Dacă D e paralel cu BC, D e paralel cu... Dacă. D e paralel cu BC, da. E aparține lui AB. E aparține lui AB. De sub DF paralel cu AB. DF paralel cu AB. Paralel cu AB. Cu F aparține lui BC. Să arătăm în concluzie.
că 1 supra AB este plus 1 supra BC este egal cu 1 supra DF. 1 supra DF. Facem figura. Facem un triunghi oarecare. Sigur că da. Așa zic, un triunghi oarecare te-ai făcut asta. Da. Și eu am spus altceva. Cosmin, s-a întors. Am căzut când ai părăsit, Cosmin. Te-ai spărat de dată. Înainte și de asta el tot și ți-i părea. Scuze. 45, din prima oră noi avem. Deci, A, B, C. C, un triunghi oarecare. Da, da. De aia face de logică. Îl duc aici și îl strânge și ce facem noi. Da. Păi bine, hai vreau și tu te uiți aici, mă, că stai acolo. Trebuie și timpul greu. E bine mai devreme? Fac loc. Da. Să vezi tu ce probleme frumoase facem aici. Mai interesează pe el geometria, nu-ți făcută. Asta mă să vezi. Deci, să dă triunghiul ABC. Da. ABC, da. ABC, în care ducem din vârful, hai să zicem, din B o să-l punem sus. B o sus? Da. Și la O jos? A, B, B. B, A, C. B. B, C. E. A, B, C. A, B, C, da. A, B, C, ca să duc bisectarea din vârful B, văd. Da, da, da. Și ducem bisectarea din vârful B. Eu mă uit tot timpul să part unghiul în două. Și aia e undeva pe AC într-un punct D. Știu sigur acum când am zis bisectoarea că BD supra DC. Că e egal cu AB supra BC. Supra AC? Supra... Supra BC. Foarte bine. Deci BD supra DC. AD. AD supra DC. Da. Egal cu AB supra AC. BC. Obosit, da. Nu, l-a schimbat de sus și de aceea deci, tot băgeți pe asta. A, D, supra, D, C, egal cu B, A, supra, B, C. Corect. Așa, da? Da. Bun. Asta că l-a zis bisectoare. Zice, ducem D, E paralel la B, C. D, E, deci prin D la? B, C. La B, C. B, C, asta este. Asta e paralela. Da? Paralela. Prind la BC, AE într-un punct E. E este pe AB. Apoi, DF paralela la AB. Adică tot prin D după paralelă și la AB. Și la AB, care tai undeva în punctul E. Da. Și trebuie să avem cu 1 pe AB plus 1 pe BC egal cu 1 pe DF. 1 supra DF. Mai rău l-am mutat pe Adi. Ce spune? Am dus bisectoarea. Da. Și pe un paralela prin D la BC DEU. Aici îmi fugi mintea repede după teorema lui Thales. La fel și la DF. Iar îmi fugi teorema lui Thales. Adică DF supra BC egal cu BE supra BA. Câte-ți BE supra? BC. BF supra BC, BC toată. Da. Egal cu AD, AD supra AC. Da. AC. Dacă vrei să vezi pe DF. Deci eu știu că scriu mai multe rapoarte acolo, da? Hai să zicem așa, plecăm la treabă. Demonstrație. BD, BD, bisectoare, da? Da. Rezultă, Anca? Rezultă că AD pe AD, DC. AD supra DC. Egal cu AB pe BC. Egal cu AB supra AB supra BC. Asta e teorema bisectoare, da? BD, bisectoare. Teorema bisectoare. Cum noi am dus paralela prin D la AC, deci cum D e
e paralelă cu EC, rezultă că AD supra DC, AD supra DC, atenție, AD, de ce zic eu AD pe DC? Pentru că am aici. Da, AD supra DC e egală cu... AE... AE supra... EB. Da. Atenție, cum ED e paralelă... Cu BC. ED e paralelă cu BC. Atenție, da, atent. Cum ED e paralelă cu BC. Da. Avem că AD supra DC egal cu AE supra EB. Da? Să zicem că unde e paralelă cu BC. Avem că AD supra DC egală cu AE supra EB. AE supra EB. Și cum avem că și DF e paralelă, cum avem și DF paralelă cu A, B. Rezultă din nou că putem vorbi de A, D. Teorema lui Thales, domn profesor, aici. Tot teorema lui Thales. Și aici și acolo, și acolo, da. Thales. T-H-A-L-E-S. T-H-A-L-E-S. Și A, D supra D, C, tot așa. Egal cu B, F supra F, C. Egal cu B, F supra F, C. Observăm aici că AD supra DC... Adică putem să zicem că BF supra FC egală cu AE supra EB? Deci de aici rezultă, din cele trei, adică din cele trei, fiindcă AD supra DC îl văd în toate cele trei, pot să spun că astea sunt între ele egale. De acord? Da, adică... AB supra BC egal cu AE supra EB. E, B. Și egală cu BF supra FC. BF supra FC. Dar și încă o dată, insist. Cum AD supra DC egal cu AB pe BC? Cum AD supra DC egal cu AE supra EB? Cum AD supra DC egal cu BE supra FC? Înseamnă egalitatea peste tot și egal mai departe, dacă vreți, și cu cine? AD supra DC. Toate aceste patru rapoarte egale între ele. Acum să zicem... Stai, trag cu coada ochiului, nu trebuie să ajung. La 1 supra AB plus 1 pe BC. A, le pot întoarce. Da, asta vreau să zic. Să ne BC întoarce. Supra AB. Da. Deci pot să zic BC da. Supra AB. Da. Hai să zic echivalent. Poate spune că BC supra AB. Este egal cu EB supra E. Și egal cu FC supra BF. E, B supra A, E. Egal cu F, C supra B, F. F, C supra B, F. B, F. Și egal cu D, C supra D. D, C supra A, D. Bun. Eu mă uit la 1 pe A, B. Și 1 pe B, C. Am undeva 1 pe B, C? Nu am. Nu. Dar... și ceva pe DF. Păi BF e de paralelogram. Care? BF e de. BF e de paralelogram? Ce părere? Se arde toate? DF? Da, da, da. BF, DE, e paralelogram. Da, este paralelogram. Deoarece e de paralel cu BF, cu BC și atunci și e de paralel cu BF. Deci, practic, în loc de e, în loc de BF, putem spune e de. Și în loc de EB, dacă este undeva pe undeva EB, putem să de E. Asta e cât asta. Ia să ne uităm în șirul de la partea avem BE. Da. Este BE aici, da? Da. Și în loc de BE putem să zice DF, da? Și atunci apare BC. Da, în loc de BC nu putem să scriem ED. În loc de tot BC, la BC, nu BF este cât ED, dacă vezi undeva BF. Și este. Dacă vom avea nevoie, vom pune în loc de BF ED, da? Dar în tot timpul ne uităm de la relații. Avem nevoie de DF. Având nevoie de DF, care cât e B, unde vedem pe EB, punem aici DF.
Ce apare? Bâcă supra A, B. Egală cu? D, F, A, F. D, F, supra A, F. A, E. Și egal cu F, C. Lăsăm așa că F, C nu ne deranjează. F, C supra B, F. Și egală cu D, C. D, C, P, A, D. Ia ne întoarcem în ce uite, 1 pe AB, plus 1 pe BC, 1 pe AB plus 1 pe BC, să fie 1 pe DF. Dar noi nu am scris, că, adică nu trebuie să demonstrăm că e DF, nu scriem acolo raționament. Ok, parogram, da? Da, păi de acolo o scoate parogram. Păi, hai să spunem chestia asta, că am și spus că DF e gapul. Deci cum? Brighe paralel cu DE paralel cu BC. BC. Și BE cu DF. Adică DE paralel cu BF. Și DE paralel cu și DF. DF, da. Paralel cu AB. AB. Rezultă. Și avem colinearitatea BFC. BFC. Și mai avem și colinearitatea BEDA. BEA. Înseamnă că D, E, B, F, D, D, E, B, F, paralelogram, da? Și din paralelogram, B, F, D, F, e cât E, B. B, F, congruent cu E, B și B, F, și B, B, F. Cu ied. Cu ied. Și d f cu ied. Cu ied. D f cu ied. Da. Bine, Mirona, deci am punctat acest lucru. Noi am gândit, dar n-am scris. Da. Și ea a insistat spunând că trebuie să facem așa. Acum. Nu uităm nicio clipă că relația acestui, nu? BC supra B egal DF supra E egal cu FC supra BF egal cu DC supra AD. Pe noi ne interesează să fie BC, AB și DF în relația noastră. BC, AB și DF. Asta trebuie să fie. Hai să vedem mai eu. A E. N-aș avea mare treabă cu aia. Dar FC. FC. Și BF. FC și BF. Sunt tentat să adun pe BF la FC. Adică să iau raportul BC sub. Și avem că... Și obținem BC. Da, și sus. Atunci BC pe AB egal cu BC supra BF. Deci, cum propui Miruna? A zis să adunăm numitorii la numărători. La și care și de la parte? La ultimii, la FC cu BC supra BC acolo. BF. FC, acolo. Asta, să adunăm numai... Adică, practic, să luăm pe ultimului sau pe primul și ăsta? Pe toate. Păi câte două să luăm, nu? Păi, într-un și de la parte, într-o proporție... Da, nu, obținem tot băcă. Primul cu al treilea, domn profesor, să luăm. Primul cu... Al treilea. Al treilea, da? Da. Deci primul cu al treilea, ziceți, da? Deci primul este BC supra AB egal cu FC supra BF, da? Da. BF. Și atunci voi spuneți... Să adunăm numitorii la numărători, da? Și echivalent cu BC plus AB. Să adunăm invers, adică BC. Întoarcem. Bine, uite că merg pe mâna asta. Deci BC, Miruna, supra BC plus AB egal cu FC, lăsăm, nu, sus, supra FC plus BF. FC plus BF. Și rezultă cu BC supra AB plus BC. BC supra AB
plus BC este egal cu FC supra BF plus FC care dă BC. Supra totul supra BC, da? Da. Și rezultă că ABC supra BC egal cu FC supra AB plus BC. Adică deci putem, ce-ai spus tu? Că FC supra AB plus BC egal cu 1. Păi, dar cum să apară unul Mirun aici? Păi, BC supra BC. BC supra BC? Păi, nu, cum să sub asta? Produsul din două ori BC. Produs? E BC ori BC, BC pătrat. E BC pătrat. Exact. Deci BC pătrat apare acolo. Și vine FC supra AB plus BC. Deci nu mă pot duce așa. Mă întorc aici. Eu am, dacă aici înmulțesc totul cu un DF, egalitatea asta, cu un DF, asta care trebuie să o demonstrez. Ea devine echivalentă cu, da, am să șterg deasupra aici ca să, duc relația care mi-o cere autorul într-una echivalentă. Corect. Deci, înmulțesc asta de aici cu un DF. Și ce rămâne? Vine DF supra AB plus DF supra BC egal cu DF supra DF egal cu 1. Deci, asta ar trebui să arăt eu. În loc să arăt pe asta, o arăt pe asta. Okay. DF supra AB DF supra AB D, F. Supra A, supra A, B. Păi între unghiul A, B, C, A. Între unghiul A, A, B, C. Pot să scriu că D, F, supra A, B, egal cu F, C, bunoară. Supra A, B, C. Supra tot B, C-ul. Corect. Pot să scriu așa, da? Și egal, dacă vrei să continui, egal cu D, C, supra A, C. Corect. Deci, prim. D supra AB, da? De... Între unghiul, sau cum luăm? Între unghiul, da. Între unghiul ABC. Zicem că DF e paralelă cu AB. Avem DF paralelă cu AB. Da. Și atunci rezultă că DF totul supra AB. AB. Egal cu FC. Egal cu FC supra BC. Și mai punem și raportul celălalt, egal cu DC. Scrie și pe celălalt, egal cu DC. Supra AC. DC totul supra AC. Da? Da. Bun. Acum mai am și DF supra BC. DF. Tot DF supra BC. B. C. C. Nu prea merge. DF. Dar DF eu știu că este paralel cu AB. Și cât AE ca mărime. Da. Deci știu că DF este cât BE. Din paragram. Și în loc să zic DF supra BC, deci DF supra BC, de care am nevoie, este egal cu BE supra BC. Atunci hai să urmăresc BE supra BC. Aici teorema se pare. Da, aceea DF egal cu BE, nu? Deci, eu urmăresc acum Miruna. Da, da, da. BE supra BC. Supra BC. Și BE supra BC, BE supra BC. Supra BC. Egal cu cine, domnul profesor? Este egal, egal cu teorema bisectoare. Duce mic. Deci BE supra BC. Duce mic. E E. C. Bici. C. Punem pe E cu C. Da. Așa. Da. La cine arătăm? Dacă arătăm pe rom paralelogramul ăla, domn profesor. Dacă arătăm pe rom. Okay. Să da. Vedem. Asta de aici e cât asta, asta e cât asta, da. E deci paralelogram. Dacă nu, nu ni trebuie a zis DF supra BC. DF. Supra BC, dacă am arătat că e romb, DF ar fi cât BF. Și atunci BF supra BC. Și asta mai repede. Deci
Vrei să crezi că este un paralelogram? Un paralelogram este, că l-am demonstrat. Este paralelogram, dar este rom, da. Ar trebui să arătăm că e D este cât de F, nu? Da, sau că B, F, e cât sau F, cum e trebuie nou. B, e. Da. Sau D, cât e. Sau nu. Aia e bisectoare, domn profesor. B, D, latură comună. Să le luăm cele două triunghiuri. B, E, D și B, D, F. Deci asta avem, e... Asta cu ziua ăla e cât ăla. Da. B, D, e latură comună. B, E, B, E nu știm că e cât... Nu mai într-un rom se întâmplă că diagonala e și bisectoare. Da. Numai într-un rom. Diagonala e bisectoare, corect. Da? Deci numai într-un rom, altfel că n-am o altă figură. Păi și este bisectoare acolo. Păi și este bisectoare. Este bisectoare, da? Pentru că zice în ipoteză. Deci numai într-un rom, bisectoare, diagonala e bisectoare. La domn nu este bisectoare, că n-o dă. Ipoteza. A, deci în paralelogramul ăla avem B, D, bisectoare, gata, înseamnă rezultă că e rom. Rezultă că B, D, F este rom. Deci e rom. Și dacă e rom, înseamnă că D, F ăla este egal cu B, F. D, F egal cu B, F. Da, și atunci aduce D, F pe B, C, putem să punem B, F pe B, C. Corect. Și, deci mă întorc. Noi trebuia să arătăm D, F supra BC. Și nu prea mergea, vedeți? D, F supra BC. Da, și atunci zicem ce? Bufă. Bufă supra BC. BC. Corect. Da, perfect. Da, deci hai să scriem pe rom sau cum? Da. Ceas și 20. Deci n-aș trebui. Ia să vedem... Timpul, nu? Dar nu, să nu s-o... S-a dus deja. O oră și 6. O oră și 6. Hai să oprim. Opresc? Da. Și...